Piedone există și candidează. Și de ce dacă Piedone există și candidează, trebuie să candideze și Fiusul la sectorul 5? Da, ce cu el? De ce trebuie să candideze și Piedonel Mic? Aveți, nu știu cine, nu e dumneavoastră. E moștenire de familie? Nu, nici o moștenire. Întrebați-l pe Bush, întrebați-l pe alții care, pe Kennedy, care au avut familii. Ce vede copilul în casa aia face? Adică Bush Junior, America nu l-a votat, că a fost asul președinte? Ba da, l-a votat. Despre ce inclusiv vorbim? Pentru că a fost asul președinte. Despre ce vorbim? Dacă dumneavoastră sunteți jurnalist, copilul dumneavoastră vă se uită la dumneavoastră ca la Dumnezeu la televizor. Și a dorit să facă orice altceva decât jurnalism. Nu. Sunt și copii, dar sunt și copii care, da, fiul de 30 de ani a stat în umbra crucii a mea. Și ca și absența mea de acasă, motivam această absență mai luându-mi cu mine chiar inclusiv pe teren, doar ca să mă bucur de prezența lui. Iar lucrul ăsta, știi, are apetență pentru administrație, îi place chestia asta? Credeți că eu sunt nebun să-mi sacrific copilul? Credeți că sunt nebun dacă știu că nu poate? Credeți că sunt... Păi uitați-vă astăzi... Dacă dumneavoastră pierdeți alegerile și câștigă la mică alegeri. Foarte bine, voi fi un simplu consilier al lui. N-am nicio problemă. Dar nu sacrific copilul. Nu vreți funcție de execuție? Nu vreți nimic? Cine, eu? Da, dacă... Nu, sub nicio formă. Nu. Dar consilier îl voi consilia, da. Și nu în pacte, onorific. E adevărat că ați încercat să vă impuneți și fata pe lista de candidați a PSD-PNL la europarlamentari? Nu. Sincer, am vrut să fie un pas înainte pentru Vlad. Adică din deputat și vorbesc că are. Dar de ce ar fi un pas înainte din deputat în pentru primar că de sunt mulți deputați în Parlamentul României care fac cu pancarde, sloganuri și multe alte prin fața tribunei și n-au o inițiativă legislativă. Nu spun eu, poate să consult... Nici al dumneavoastră nu e campionul inițiativelor legislative. Nu. Atenție, domnul Ciutacu, sunteți într-o eroare. De ce? Și v-aș ruga frumos. Puteți să studiați chiar acum că... corectați-mă dumneavoastră. Păi nu vă corectez, vreau dumneavoastră să studiați câte inițiativi și câte legi sunt promulgate cu Vlad Piedone. Legi deja promulgate și inițiative. Păi e... Okay, la primul lui mandat el și-a lăsat amprenta inclusiv. Nu că mutul tace și face. Noi nu ne... La fel ca și mine în administrație. Noi, singurul lucru care am promis, n-am venit cu programe, cerculețe la dumneavoastră în emisiune, să vă arăt grafice, să vă spun ce frumos nu, o să fie. Nu, ați venit cu roabă. Am venit cu ce este normal și de ce are nevoie. Noi am muncit, am tăcut și am făcut. Și doi, am spus de fiecare dată că n-am să dezamăgesc. E singura mea promisiune. La fel și pentru bucureșteni. Nu le... Nu mi-ați răspuns la întrebarea cu fata. Cu ce cu fata? Da, nu. Nu, iar fata lucrează, este în administrație locală. Are el al doilea copil, este suspendată de... Să vă trăiască, sunteți bunic. Mulțumesc, am patru nepoți. Sunt bogat, da. Deci nu a existat intenția candidaturii fetei dumneavoastră? Să știți că Miorița a fost o poezie fără autor necunoscut. Folclor mult. Așa. Și fata mea a fost. Tot folclor e și în cazul fetei dumneavoastră? Da,